Mea, Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de SUBSCRIBE implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită. Iar voi, abonaților mei ce reveniți de fiecare dată la fiecare videoclip nou, țin să vă mulțumesc din suflet. Din suflet. Uh, da, ați văzut din titlu că îmi cer scuze, cam uh, ce urmează, da? despre ce urmează să vorbim astăzi, însă să încep și eu cum se începe. Sper că ați avut un uh, Crăciun uh, fericit, sper că nu ați, nu ați făcut abuzuri de niciun fel. Uh, bine, cele parfumistice fac excepție. Sper că v-ați... Uh, V-ați liniștit sufletul puțin alături de cei dragi, și că ați uh, captat acea energie bună. Eu ce am făcut de la ultimul clip video știți că. Clip video, videoclip n-are rost, n-are sens, nu contează. Îmi cer scuze notificările, telefonul nu l-am dat pe silent. Gata, rezolvat știți că am dat din nou iama pe parfumas. Și când spun că am dat iama pe parfumas, dacă nu mă înșel, această comandă este apogeul anului 2023. Pentru că avem în coletul acesta, da, acesta este coletul, stați așa, cum să vă arăt, vă arăt așa, da, acesta este coletul și avem aici șase, nu toate sunt parfumuri tip spray, șase arome. Da, șase. Bine, ele de fapt sunt opt, însă două vor veni către voi. Dar mai discutăm până la momentul giveaway-ului, nu uitați la 1010 abonați, facem primul giveaway. Și să luăm cutterul cel urât și hidos și să trecem la uh, unboxing ca să ne murdărim de limba engleză la guriță. Sper că v-ați făcut, dacă nu, puneți pe pauză și făceți-vă o ciocolată caldă, luați-vă o cafea, un cappuccino, un ce vreți voi. Deoarece pentru că și fiindcă va fi un clip lung, lung pentru că am de gând, da, coletul bine ambalat ca de obicei, da. Punguțe de cadouri de la Ahmed. Dar facturica. Dar haideți să vă arăt, se văd acelea, nu se văd. stați așa să ascund. Ce nu trebuie să vedeți voi, pentru că este surpriză, și va arăta așa. Da? Multe arome, multe, multe rău de tot. Am apucat să deschid coletul și nu am ținut să mulțumesc să rămână mult pentru aceste blotere minunate. știi tu cine. Așa, bun. Și acum să scot eu întâi și întâi de toate ce este pentru voi și acum să trecem la ceea ce ne interesează pe noi. Bun. Fără nicio altă introducere, pentru că v-am spus, va fi un videoclip foarte lung și să nu mai pierdem timpul. A, prima aromă ce mi-a atras atenția, haideți să scot și cealaltă variantă, pentru că este aceeași aromă în două variante, da? Odată avem EDP-ul, care vine așa. Este de la Casa Al Rehab, iar parfumelul se numește Sucar Banat. Dacă zic eu bine și dacă nu fac eu vreo nefăcută. Bun. Este unul din noutățile de pe site-ul celor de la Parfumas și ca de obicei am zis note interesante fiți atenți deci am dat folia aceea jos da, și am vrut să deschid și eu ca fata aici dar de fapt mai este o cutie e treaba aceea cu cutie în cutie hai să vedem deschidem și a doua cutie ca să nu o mai scot complet da, și aici avem parfumul. Bun, Sticluța arată așa. așa. Sticluță simplă, minimalistă. O chestie roz aici, și scrisul roz de pe ea. Capacul este din plastic. Bun, dar să vedem notele, și de ce mi-a făcut mie cu ochiul. Note de vârf: zmeură portocală-ananas piersică, frunze de smochin, bergamotă. În mijloc, vată de zahăr. Cum să reziști? Vată de zahăr, licoris, căpșune, iasomie, lăcrămioare. Iar în bază, caramel, vanilie, boabe tonca, lem de santal și mosc. Și... Aș vrea așa, chiar dacă eu am bloterele lângă mine, aș vrea să testez pe piele să vedem dacă mă voi descurca cu pielea. Bun. Se deschide dulce, fructat, proaspăt, oarecum fresh, dar nu vă duceți cu gândul acela, cu gândul acela, cu gândul la freșul acela, cum să spun eu, fresh acvatic. Cu gândul la freșul acela fresh acvatic. Ați înțeles voi? Nu este freșul acela citric slash aquatic. Nu. Absolut nimic Middle Eastern aici, da? Vine de la casa Al Rehab, însă nu are nici cel mai mic iz, nici cea mai mică atingere Middle Eastern. Nu. Este acel parfumel uh, jucăuș, dar nu pueril, uh, dulce, fructat. Um, ceva atingeri gourmande, da, se resimt foarte, foarte, foarte bine. Genul acela de parfum ce poate fi um, parfum semnătură. și poate fi purtat în orice anotimp, din punctul meu de vedere. Este oarecum, oarecum în zona Pink Sugar de la Aqualina fără a fi inspirat din acel parfum, da? Deci nu este inspirat din acel parfum. Ca o paralelă la un prim nas, cum se spune, aș putea spune că acest sucar banat, dacă spun eu bine, este aroma sa este mult mai naturală față de Pink Sugar de la Coalina, da? Acolo este o bombă sinteticuță, dar chiar și așa mie îmi place. Însă, sucar banat este next level, da? O aromă mult, mult mai naturală, mult mai frumoasă, mult mai bine redată. Este un parfum complex, aș putea spune, însă echilibrat. Și este genul acela de aromă ce te duce. De la prospețimea fructată la dulceața florală Ca într-un final să se oprească la uh, Profunzimea notelor lemnoase și a moscului da? Dacă are sens ceea ce spun Însă pur și simplu pe ruta asta mă duce da, De la prospețimea uh, fructelor la Dulceața florală Apoi la profunzimea moscului, care apropo nu este moscul acela animalic aici, nu este, nu, nu. Nici moscul acela din uh, zona uh, balsam de rufe, detergent de rufe și așa mai departe. Nu, este moscul acela pufos, uh, delicios oarecum, dar foarte, foarte fain. Foarte fain. Nu-l pot asemăna Decât cum v-am spus, da? Oarecum mă duce în zona Pink Sugar de la Aqualina, fără a fi inspirat din acel parfum, um, doar că la o primă comparație, acesta, aroma acestui parfum este mult mai natural redată decât aroma lui Pink Sugar. Da, se, se resimt foarte, foarte bine căpșunele. Combinația aceasta, căpșune, vată de zahăr, da? Combinația aceasta mi iese cel mai tare în față. Deci, dacă sunteți în această zonă de arome, cu siguranță este un safe blind buy, mai ales că a fost la un preț foarte, foarte mic. Nu mai intru acum pe site. Oricum, în bara de descriere veți avea link pentru absolut fiecare aromă despre care vom vorbi azi, plus link către contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de pe Facebook cu și despre parfumuri Frag Family. Bun, categoric, dacă ar fi să-i dau o notă, cu siguranță 10 din 10, la primul nas din start. Nimic, nimic Middle Eastern, doar acel parfum floral fructat, Gurmand jucăuș, dacă nu am spus sau dacă am spus, mă repet, cu siguranță ar putea fi acel parfum semnătură și din aceeași gamă, de ce să nu iau și esența? Pentru că voi știți foarte bine că eu am o problemă cu uleiurile și când spun treaba asta, credeți-mă că nu vă mint, da? deci eu chiar am o problemă, îl și desfăceam pentru că nu mai am răbdare. Știți deja sticluțele de la Al Rehab? Ah, și nu v-am spus. Ați văzut că eu v-am arătat cutiuța și am și scos-o, da? Cutiile de la uh, esențele parfumurilor Al Rehab vin fără acea folie de protecție, da? Să nu care cumva să vă treacă prin cap că cineva va umbla la esență sau, da? Pur și simplu absolut toate uleiurile Al Rehab așa vin, în cutiuță fără folie. Pentru că eu v-am mai vorbit în acest clip video despre esențele al rehab. Și să vedem. Nu vă mai spun notele, deoarece sunt fix, fix, fix aceleași note ca la apa de parfum. Și să vedem cum miroase. Cu siguranță mă duce în aceeași zonă. În care este parfumul, doar că aici resimt căpșuni, zmeură și ananas. Acest trio îl resimt mult mai puternic decât în uh, varianta EDP. Dar da, este uh, categoric, este aceeași aromă, însă în varianta ulei, este același floral fructat gurmand, însă îl resimt mult mai zemos. Pur și simplu îți lasă senzația aceea de apă în gură, da? Este o aromă mult mai suculentă, mult mai delicioasă decât în EDP. Și ca de obicei, după cum v-am mai spus eu când vine vorba de ale rehab, uleiuri și parfumuri, le puteți purta împreună, sub formă de layering sau separat. De exemplu, această esență e una cu siguranță, o voi combina și cu alte parfumuri, da? nu numai cu sucar banat. Le lăsăm aici. Vom reveni un pic mai târziu să beau și eu un pic de apă și vom trece la un parfum care m-a uh, fascinat sticla. Da, da, da. Am căzut în treaba aceea cu l-am luat pentru sticlă, însă eu nu l-am luat strict pentru sticlă, deoarece în momentul în care am citit notele eram te vreau, <laughs> te vreau, acum te vreau. Și acel parfum, bineînțeles, de unde credeți că vine? Decât de la Casa Ahmed al Maghribi și se numește Duha. Vine în acest ambalaj, da. Aveți aici holograma ce atestă autenticitatea și mai aveți um, data fabricației 8-9-2023 pentru că, da, acest uh, Duha face parte din noua colecție Ahmed al Maghribi, aici pe spate aveți ingredientele, ia să vedem concentrația de ulei, 50%, deci ce pot să cer mai mult, 50% concentrație de ulei pentru uh, mai puțin de 150 de lei, în orice caz a fost, Da. 65 de mililitri și să vedem și sticluța care pe site m-a fascina pe mine. Știți că na, am profitat și eu de ocazie, ca orice fată, cu sărbătorile de iarnă, da? Și când toată familia, toți membrii familiei m-au întrebat, Ana, dar ce-ți dorești? Sau ce vrei să-ți aducă moșu? Eu eram fix cu această față și eram pe sistemul bani, că îmi cumpăr eu ce vreau, adică parfumuri. <laughs> Bun, am reușit să dau și folia jos între timp. Și acum. Yes, 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 yes. Și ce culoare are? Ok, haideți să vă arăt și ne lămurim imediat. Aceasta este sticla de duha, da? Acel fund dublu, cum îi spun eu. Sticla este extrem de grea, extrem de masivă bine lucrată, acel capac ce vă poate duce cu gândul la Armani Privé. Este din plastic, dar este un plastic foarte, foarte greu și da, parfumul are această culoare piersicie. Există culoarea piersicie, dacă nu am inventat-o acum. Foarte tare. Deci foarte tare mi se pare. Da, da. E oricum, sunt fiartă pe tot ceea ce înseamnă Ahmed al Maghribi, începând de la prezentare și nu în ultimul rând terminând cu aromele. Acum să vă spun și vouă notele ce m-au făcut pe mine să-l adaug în coș pe acest duha. Note de vârf. Rodie, bergamotă siciliană, trandafir alb, bujor, piper roz. Note de mijloc. Trandafir din nou, că da, joc periculos. Trandafir, crin, iasomie, lem de agar sau ud, rozmarin. Iar în bază, mosc, ambră, vanilie, note de piele și vetiver haitian. Bun. Și acum, deci aici avem sucar banat, aici avem uh, EDP-ul, aici avem uleiul și să-l vedem pe duha îl vom da. Hai să-l dau așa. Da, îl dau aici. Se vede, se vede. Două pufuri. Din start, vă spun că este genul de parfum rafinat, dar complex totodată. Doamne, Dumnezeule! Bun! Nu mai știu cum este listat la ei pe site, însă, în momentul de față, acum, în deschidere cel puțin, mi se pare total unisex. Vai de mine! Chiar dacă. Unde este listat? În mijloc. Este listată nota de lemn de agar slash wood. Eu nu resimt acest duha ca fiind un parfum ce înclină foarte mult în zona Middle Eastern. Da? Chiar dacă are ud în compoziție, restul notelor sau blendingul în sine um, nu mă duce foarte mult către pf, Genul acela de aroma răbească da cum se spune. Este un echilibru perfect între notele fructate, cele resimt dulci proaspete și notele florale, cei conferă parfumului, abia acum acel aer delicat feminin da? Deci, deschiderea mi s-a părut deschiderea. Primul puf mi s-a părut unisex, însă, pe măsură ce se dezvoltă, este acel parfum feminin. Are o atingere condimentat proaspătă, probabil combinația aceea de uh, piper roz și rozmarin. Însă, când spun treaba asta, nu vă duceți în zona de miros verde, cum se spune, da? pentru că nu, nu este ceva puternic, nu este ceva in your face. Treaba cu udul, da, atingerea aceea de ud, acum s-a potolit, dar atunci, în momentul în care am resimțit-o, nu pot spune că este, nu a fost udul acela deranjant. Animalic, de grajd, cum se spune, nu. Din contră, a fost udul acela dulce, dulceag, ușor de plăcut. Parfumul acum merge către, către o zonă caldă, da? Și abia acum se resimte acea vanilie ambrată. Din nou, dacă ar trebui să-l asociez unui anotimp, timp, sinceră să fiu, nu aș putea să fac lucrul acesta. Deoarece duha la o primă impresie, la un prim nas, oricum voi știți, după cum v-am obișnuit, acestea sunt primele impresii, voi abuza de ele și voi reveni cu impresii, cu recenzii, cu topuri, selecții și așa mai departe. Însă, în momentul de față, nu aș putea spune că Duha um, e genul de parfum pentru vreme caldă sau genul de parfum pentru vreme rece. Nu, categoric nu. Pentru că Duha este genul de parfum, în momentul de față, la o primă impresie, din nou, mă repet, polarizant. Da? Acum te duce într-o zonă oarecum fresh, da? după aceea te duce într-o zonă caldă. E genul acela de parfum complex, cum se spune. Ei spun că are note de piele în bază. Momentan, dar hai să mai vedem nu. Eu, în acel puțin, în momentul de față, nu resimt acea atingere de piele. Nu știu. Ori este extrem de bine blenduită, ori este într-o cantitate mică și în bază de fapt moscul, ambra și vanilia și vetiverul haitian își fac de cap și nota de piele este oarecum acoperită de aceste note, însă Tot ceea ce vă pot spune în momentul de față, oricum le lăsăm să se așeze și revenim la fiecare în parte, duha nu este acel parfum fix în zona middle-easter. Are doar o atingere, într-un moment anume, datorită um, aromei de ud foarte, foarte fină. Dar da, cu siguranță nu. Nu că este Ahmed al Magribi, însă, Uh, deja am foarte multe parfumuri de la această casă, însă ultimele creații, nu știu, parcă, parcă parfumierul casei Ahmed al Maghribi uh, își dă un examen, da? caută să arate cât de mult știe el și cât de mult poate el, pentru că sunt parfumuri din ce în ce mai bune, din ce în ce mai bune. Bun, cu ce să continuăm noi acum? Haideți să continuăm, de fapt, cu motivul principal pentru care am plasat această comandă. Că tot v-am spus eu și tot v-am amenințat eu, bine, bine, o să-l iau pentru că mi-aș cerut părerea mea în legătură cu acest parfum de la Casa Al Rehab și anume French Coffee. Da? Voi ați cerut, eu am executat. Pentru că oricum nici eu gata. Nici eu nu pot rezista unui parfum cu notă de cafea. Indiferent că are o atingere de cafea, că este centrat pe nota de cafea, nu. Este cafea, trebuie să fiu și eu acolo. Aceasta este cutiuța. Simplă, nimic complicat, nimic wow. Și acum să vedem sticluța care nu vrea să iasă de aici. Ok, n-a vrut să iasă, o scoatem cu totul. Bun. Vai. Nu, deci n-ai cum. cum. Aceasta este sticluța, noul ambalaj, mai bine zis. De la French Coffee, da? Este un maro, metalic, metalizat, genul acela de sticluță simplă, dar foarte pinteristică. Eu abia aștept să-i fac poze. Bun! Până la poze, să vorbim un pic despre notele acestui parfum. Ei spun că este parfum unisex gourmand parfumul prezintă cafea, ciocolată, coniac, note florale, cacao, vanilie, note lemnoase și mosc. Numai din note da, și numai ascultându-le, cum să nu-l vrei, <laughs> cum să nu-l vrei. Bun. Înainte să-l pufăi, îmi cer scuze că a durat atât de mult să îl comand. M-am mișcat cât de repede am putut. Bun. Și acum să vedem. Bun. Nota de cafea din acest parfum este extrem de intensă și extrem de real, realistic, redată. Genul acela de cafea strong, dar siropoasă totodată. Are un fin de tot iz dulceag. Ce mă duce cu gândul, v mai vorbit eu despre aceste dropsuri cu cafea. Doar că în French Coffee de la Al Rehab, izul acesta, cel puțin în momentul de față, nu îl percep atât de puternic ca în alte parfumuri. Are ceva caramel, sirop de caramel, însă, din start. Nu mergeți în zona Eternal Coffee de la Peris Corner. Nu. Uh, French Coffee de la Al Rehab, chiar dacă este cu cafea caramel și așa mai departe, nu este uh, asemănător cu Eternal Coffee de la Peris Corner. Și da, în momentul de față oricum, avându-le pe ambele în format full size, Găsesc că are sens să le am pe ambele, deoarece sunt arome total diferite, chiar dacă sunt centrate pe nota de cafea. Da? Combinația aceasta cafea-caramel are un is-fin de zahăr ars. Nu știu de unde resimt, dar în momentul de față resimt un is-fin de zahăr ars. O atingere extrem, extrem de fină, greu sesizabilă, ca să fiu mai precisă. Da, are o atingere uh, lactonică, dar este extrem, extrem de fină și extrem de greu sesizabilă. Este acolo undeva în fundal, da? Oricum, vedem și după macerare ce se întâmplă cu parfumul. Acel sirop de caramel pentru cafea are, din nou, o atingere fină, fină, fină de tot buzii, da? Nu este siropul acela de caramel dulce și atât, nu. Are atingerea aceea fină de tot buzii, ce îi conferă un pic de senzualitate, un pic de aer genul acela de aromă misterioasă, da? Categoric este un parfum unisex, categoric. Și este ca și cum ai avea o cană mare cu cafea, deci cafea, da, la modul cafea, nu cappuccino, nu latte macchiato, nu uh, frappuccino, frapeuri și așa mai departe. Nu. Cafea, cafea cu sirop de caramel ușor buzi. Treaba aceea cu zahăr ars nu o mai resimt acum. Peste care ai presărat pudră de cacao și pudră de ciocolată. Da? Deci, French Coffee, în momentul de față, la primul nas. Nu are treabă nici cu Eternal Coffee de la Paris Corner, nici cu Hamra Caua, Kawa, cafa Kawa, cum se o pronunța, uh, nici cu. Uh, cum îi spune? Clona pentru Intoxicated de la Emir Paris Corner. Vă las aici, în imagine. Da? Deci, nu are nicio treabă. Este un parfum centrat pe nota de cafea. Se simte cafeaua, este prezentă de la bun început până la final, însă dacă aveți vreunul din celelalte parfumuri și spuneți, A, păi nu are rost, nu are sens să-mi iau French Coffee, în opinia mea, fiind această iubitoare de cafea atât în parfumerie cât și în viața reală, pentru că nu vreți să știți cum arată cana, din care eu îmi beau cafea în fiecare dimineață. E mai mult pe sistem de carafă de cafea, da? Bun, um, da, eu găsesc sensul și rostul să am și acest French Coffee, pentru că sunt ADN-uri diferite, parfumuri diferite. Din nou, dacă ar fi să asociez acest parfum la o primă impresie unui anotimp, e una, oricum... Știți că e subiectul acela sensibil, cum este la fel cu persistența, performanțele unui parfum și așa mai departe. Eu fiind acea iubitoare de uh, arome, bold, opulente in your face, e, pentru mine French coffee este precum anvelopele uh, <laughs> all seasons. <laughs> da, Deci, eu una personal aș purta acest parfum oricând, oricând. Dar, dacă vreți să îi dați un pic de sens, ca să mă exprim așa, îl puteți purta cu siguranță în perioada rece. Din nou, este categoric de la primul nas, este genul de parfum perfect pentru iubitorii de cafea, atât ca parfum, ca aromă de sine stătătoare, cât și în variante de layering. Pentru că deja îmi pleacă capul în multe direcții când simt această aromă. Și da, categoric 11 din 10, dacă ar, aș putea să. ar fi să-i dau o notă. Bun. Spălăm un pic nasucul pentru că uh, este foarte tare cafeaua, dar gândiți-vă, nu vă gândiți la cafeaua aceea boabe, ci pur și simplu la cafeaua preparată. Era să spun gătită, dar... Da, eu degeaba, ca de obicei, degeaba inspir pentru că este ciorbă de arome aici. Bun. Am luat o chestie, o chestie. De mult eram curioasă, de mult. Doamna Eni, să rămână dacă mă vedeți, știu că noi două am discutat despre altă variantă din... Haideți mai bine să vă arăt. Vine de la casa Al Anic. Da? Și observați că nici acesta nu are folie, da? Uitați, deci cartonul, cutia de carton, pardon, se deschide direct. Nu are acea folie de protecție. Și uh, content 12 ml. Este vorba despre Mask Tahara de la al Anic. Um, este o esență de parfum dar este esența aceea cu consistență mai densă. Haideți să vorbim pe subiect. Da. Bun. A venit în această folie de protecție. Bun. E genul acela de esență, cum să spun eu, cum este mierea, da? Gen miere zaharisită. Mask Tahara, vă scrie aici, de la Alanic. Parfum, ulei parfumat concentrat, da? 12 ml. Aveți aici pe spate câteva date cu și despre și el vine Haide, tati, cu acest aplicator cu bețișor, da? Și cam aceasta este consistența lui. Fix, fix precum mierea, îmi pare mie a fi. Haideți să vă spun notele înainte să-l testez. Parfum feminin cu textură cremoasă, note florale, bujor, trandafir alb, crin, iasomie, note fructate, ambră, vanilie, mosc alb, ușor balsamic. Bun, și din ce am urmărit eu și pe la alți youtuberi din afară, bine, nu au vorbit strict despre această aromă, au vorbit despre genul acesta de textură. Treaba stă în felul următor. Unde să o dau eu? Da, o dau aici. Este nevoie de o cantitate extrem, extrem de mică, da, eu decât voi atinge. Și se face treaba aceea care normal nu se face cu parfumurile. Dar eu prefer să tapotez, da? Deci pur și simplu tapotez. Da? Fac chestia aceasta până intră în piele. Și momentul de față chiar a intrat foarte repede. Da, Deci, foarte, foarte repede a intrat în piele. Doamne, Dumnezeule! Ai de viața mea! Cu siguranță, aceasta va fi prima esență ce din păcate nu o voi putea aplica pe păr. Dar această esență este femeia cu ghilimelele de rigoare într o sticlă, da? Deci tot ceea ce înseamnă o femeie, tot ceea ce reprezintă o femeie de la fică, soră, iubită, Soție, amantă, um, ibovnică, pasională și nu în ultimul rând, mamă și bunică, da? Aroma aceasta este pur. Deci, pur și simplu, imaginea asta mi-o dă. Voi știți că eu am chestia asta, adică iubesc atât de mult parfumurile încât fiecare aromă, de multe ori că vreau sau că nu vreau, mă duce într-un loc anume, da? Pentru mine, parfumurile înseamnă. Mult mai mult decât accesoriu sau completarea ținutei de zi cu zi. Nu. Pentru mine, parfumurile sunt artă din multe, multe puncte de vedere. Iar acest mask tahara, pur și simplu asta mă duce cu gândul. La asta mă duce cu gândul. Este acea aromă proaspătă, feminină, jucăușă dar nu um, atât de mult încât să pice latura juvenilă, se resimte o tentă senzuală, profundă, da? Deci pur și simplu este o, o multitudine de, de caractere și de etape diferite din viața unei femei, nu are nu are absolut nimic Middle Eastern, da? Factorul Middle Eastern este complet zero la această aromă. Este genul acela de aromă subtilă, dar opulentă, mega elegantă. Din nou, o aromă all-season. O aromă all-season superbă ca aromă de sine stătătoare, dar și cu siguranță poți crea multe, multe variante de layering având această esență ca bază. Da, este o aromă extrem, extrem de feminină. Nu știu, în momentul de față, dacă stau de fapt bine să mă gândesc, nu am absolut nicio esență, niciun ulei parfumat, niciun atar, niciun cum vreți voi să-l denumiți, cu o aromă atât de feminină. Atât de feminină. Este rafinată, este senzuală, este uh, pe alocuri florală, pe, al, pe alocuri fresh dulceag, pe alocuri Dulceagă, da, am spus fresh dulceag. Este extrem de elegantă, extrem, extrem. Știu că eu vorbisem cu doamna Eni despre uh, mask Tahara pink, însă pe ultima sută de metri am schimbat macazul, cum spun eu, și am pus în coș mask Tahara. Dar este, nu, nu am cuvinte. Deci nu am cuvinte cu siguranță este un 10 din 10, iar eu în momentul în care vin către voi și vă spun că o aromă este, din 10, este 10 din 10 pentru mine, asta înseamnă că în momentul în care voi termina această sticluță, că este atar, că este EDP sau așa mai departe, cu siguranță va fi reachiziționat. Și da, mask, tahara, nu, Uh, mă duce slab, 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 foarte slab, fără a fi o aromă inspirată. da. Mă duce oarecum către Delina de la PDM, doar că acest masc tahara um, mi se pare mai vanilat ambrat. Da? Dar oarecum este în acea zonă, fără, din nou, din nou. Fără a fi un, o aromă inspirată din Delina. Dar vă spun treaba aceasta ca să vă faceți voi o idee. Da, mă uitam cam și mostre destul de multe, însă cu scuzele de rigoare, este prima, prima dată când nu voi putea testa și acestea. Pentru că, pentru că am aici un parfum al casei Ahmed al Magribi, care a fost uh, vedeta anului acesta la Beauty World Middle East. Da? Și uh, deja în jurul acestui parfum este creat un mega hype la nivel de YouTube internațional, da? cei din afară, cum le spun eu. Și bineînțeles că am spus ok, e adevărat, e genul de parfum o idee mai scumpuț, da? O idee mai scumpuț. Dar am zis nu, tu vii cu mine. Și înainte și înainte de toate, îmi cer scuze, dar vreau să beau puțină apă, deoarece, din ce am înțeles eu, acest parfum este o bombiță și vreau să-l percep și să-l simt la adevărata sa valoare. Și vorbim acum despre marj de la Ahmed al Magribi, bineînțeles. Este o cutie albă destul de mare ca să vă faceți voi o idee, așa, nu că am eu capul mare, da? Bun. Aici aveți anumite date ce ingrediente anumite date vine în format de 60 de mililitri aici bineînțeles holograma ce va atesta autenticitatea iar acest parfum țineți-vă țineți-vă bine a fost uh, fabricat în data de 25 a 11 -a 2023. Da și el vine. 60% concentrație de uleiuri. Bun, hai să vedem. Hai să vedem că deja nu mai am răbdare. În momentul în care am văzut acest marj pe pagina de Instagram a celor de la Ahmed al Maghribi, numai când am văzut ambalajul, Bun, Deci, ea este cutioaca fără folie și această cutioacă se, da, deci vine odată așa și de fapt o punem și o deschidem așa. Și când o deschidem așa, vai de viața mea ce prezentare, avem această cutie cilindrică Beige Nude da, un bej nude este. Din catifea, logo-ul casei Ahmed al Maghribi. Aici nu avem absolut nimic, aici ne scrie uh, de parfum 60 de mililitri este acesta și fac vreo boacănă? Nu fac. El este marș, da? Deci un moment pentru această sticluță. Cum să nu ai așa, fix așa, da? În colecție. Cum? Cum? O să râdeți, însă, pe mine, sticluța de marș. La ce vă duce, către ce vă duce pe voi cu gândul, da? Forma acestei sticluțe. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Și acum să râdeți puțin de nebună. Eu când am văzut sticluța prima dată, m-a dus cu gândul la flutura și aceea de badminton, da? O să vă las aici imaginea alăturată și această sticluță ca să înțelegeți ce mi-a debitat mie căpucul când am văzut eu acest ambalaj, această sticluță. Bun. Capacul are această parte roz pudră din Aceeași catifea, cum este ambalajul, da? Doar că aici avem roz pudră, camera nu mă ajută, și aici este beige nude Bun. La prezentare nu ai ce să spui. Deci nu ai ce să spui. Și acum, așezați-vă mai confortabil decât până acum, pentru că vă voi spune notele. Note care e cu ghilimelele de rigoare multe. Note de vârf. Bergamotă, piper roz, elemi, nucșoară, mandarină, ud, miere de albine. Note de mijloc. Paciulii, vetiver, lemn de cașmir, scorțișoară, trandafir, șofran, iasomie, floare de portocal. Iar în bază avem mosc, ambră, zmeură, șofran, mușchi de stejar, Note pudrate, ambret, note de piele, lem de santal, violetă, lem de agar și ambroxan. Acum înțelegeți numai din note de ce în afară este atât de mare hype legat de acest marș. Toți youtuberii mari din zona Middle Eastern... Pe care eu îi urmăresc cu mare, mare drag. Susțin că marj este pur și simplu bijuteria coroanei casei Ahmed al Magribi. Da? Orice toate parfumurile sunt excepționale acum. În opinia mea, din ceea ce am testat eu până acum și din ceea ce dețin eu până acum, pentru că. Am ajuns deja la un număr foarte mare de parfumuri ale casei Ahmed al Magribi, însă toate sunt excelente, fără nicio paranteză, fără niciunul pe care să mai stăm pe gânduri. Însă se spune că Marj este suprem, da? Deci este șeful la toate. Bun! Să nu mai stăm pe gânduri și. Bun, aici. Dar, înainte de toate, să-mi pregătesc nasul. Și să purcedem. Vai! Deci atomizoarele acelea Vai de mine. Bun. Nu știu cum să vă descriu ceea ce simt. E genul acela de parfum, adică am inspirat, da, aroma și pur și simplu uh, îi simt aroma pe gât, da? Nu știu cum să mă exprim. Și nu vă gândiți că ar avea uh, alcool sau ceva în deschidere. Nu. Parfumurile casei Ahmed al Maghribi la modul general nu au alcool în deschidere, nu se simte izul acela de alcool. Se deschide fructat, un fresh slab, floral ambrat, o atingere fină în momentul de față, middle eastern de ud, se resimte din deschidere ud și trandafir mai degrabă. Mai este undeva o atingere de piele întoarsă, aș spune eu. Ei spun note de piele și atât. Eu una percep o piele întoarsă, da? Pielea aceea întoarsă, fină, pielea aceea de căprioară, cum se spune, de foarte, foarte bună calitate. O atingere de fum undeva în fundal. Clar, e genul de parfum atomic, da? Deci, nu. Întâi și întâi de toate, înainte să continuăm. De la cum a fost deschiderea, eu, una, nu recomand. Să achiziționați acest parfum fără să-l testați. Nu. Nu este o aromă pentru oricine, este clar nișă, da? Deci, nișă, ni în opinia mea, în umila mea și în profana mea părere, este acel parfum de nișă. Pentru că din nou să streseze anumite persoane, Ahmed al Magribi este o casă de nișă midelistă. Și da, se simte uh, o altă calitate, se simte că este cu mult peste alte parfumuri, dar aroma sa în sine nu este. Deci este extrem de complex. Da? Deci, pur și simplu, de fiecare dată uh, cu legi, cu ghilimelele de rigoare, alta aromă. Da? Uh, acum îl percepi într-un fel, acum în altfel, dar pe ansamblu nu este un parfum pentru oricine. Nu este acel parfum safe blind buy. Uh, se resimte dacă deschiderea a fost cât de cât preț de un minut în zona de designer și. Deschidere de parfum oarecum european, ei bine, vine puternic tot ceea ce înseamnă aromă middle eastern. Da? Este genul acela de parfum middle eastern în momentul de față autentic. Dar, dar, este cu mult peste ceea ce ați testat voi până acum la pariu cu oricine. Este altceva. Este altceva. Dar insist, insist de o mie de ori, nu achiziționați acest parfum fără să-l testați în prealabil. Este... nu o să fie pe placul vostru dacă nu aveți un nas antrenat sau dacă sunteți doamne, domnișoare și sunteți în zona de um, sucarbanat, de exemplu. Deci dacă sunteți în zona parfumurilor floral, fructate, europene și așa mai degrabă, cu siguranță nu veți putea cu marj. Nu. Marj este acea aromă de nișă, este acea aromă cu tentă puternică Middle Eastern și acea aromă pentru, cu scuzele de rigoare, pentru oameni fițoși. Are ceva, da? Mie una îmi place de nu mai pot. 15 din 10 pentru acest parfum. Da, da, înțeleg hype-ul cu el. Chiar îl înțeleg. Deschiderea a înclinat ușor feminin, însă se dezvoltă, se continuă unisex. Da. Deschiderea însemnând preț de un minut. Da? Deci preț de un minut pentru mine și pentru simțurile mele, pentru simțul meu olfactiv a înclinat feminin Însă pe măsură ce se așează și credeți-mă, mă vedeți că oarecum sunt un pic așa ciudată când descriu acest parfum De ce? Niciodată din câte parfumuri am testat ale casei Ahmed al Magribi sau orice altă casă Middle Eastern Niciodată nu am pățit ca un parfum să se schimbe în atâtea și atâtea și atâtea feluri într-un timp atât de scurt. Aș putea pune degetul, în momentul de față, pe acea, cum să spun eu, acea ambră specifică zonei parfumei. De fapt, acea ambră specifică parfumeriei Middle um, Ambra specifică parfumeriei Middle Easter este acea ambră infuzată în miere da? um, Mai mult de atât nu știu să vă descriu în momentul de față Dar pur și simplu ai impresia că pur și simplu, pur și simplu și pur și simplu Îți bagi nasul într-un bol în care ai ambră, pur și simplu, din nou pur și simplu, infuzată în miere, da? Mai mult de atât, e ambră, mieroasă, însiropată cu miere După cum v-am spus, este un, ex, un parfum extrem de complex, extrem de multifacetat Deschiderea a fost în zona de designer Însă are apucături de nișă cu accente middle Eastern clar, da, clar. Udul de aici nu este udul acela deranjant, animalic, de graști și așa mai departe. Nu este nici udul acela medicinal. Este un ud dulce, însă un ud luminos, dacă are sens, o dulceață moderată, mă duce slab, slab de tot, dar nu este acela 100%, mă duce oarecum cu gândul la udul din Bidune Sam, parfum tot al casei Ahmed al Magribi, dar, dar când eu vin și vă spun treaba aceasta, Accentuez și mă leg strict de nota de ud, da? Nu pot spune că Marș are uh, similitudini cu uh, Bidunesam, da? Pentru că aș minți în ultimul hal. Nu. Marș nu are similitudini cu niciun parfum de designer, cu niciun parfum de nișă. Este acel ADN Middle Eastern pur sânge, da? nu îl pot asemăna cu absolut nimic. Dar absolut nimic. Este un parfum polarizant și rețineți decât atât. Nu este un safe blind buy, nu este un parfum pentru oricine. Trebuie să ai nasul antrenat, cum spun eu. Da? Și să-ți placă um, și altfel de parfumuri Middle Eastern. Pentru că, în fond și la urma urmei, zona parfumeriei. Um, parfumeria Middle Eastern nu înseamnă parfumuri tip clonă și atât. Nu. Parfumeria Middle Eastern nu sunt casele care produc clone și atât. Nu. Există ADN-uri originale, există. Parfumuri inspirate, da, că de aceea se spune inspirat. Nu ți-a nimeni, bine, eu aici n-am niciun dup, Dar ca idee, nu ți-a nimeni Retobaco de la Mansera și ți-l pune într-o sticluță de Acmed al Magribi și ți-l vinde ție ca parfum inspirat. Nu. Parfum inspirat înseamnă că se merge pe acel schelet, da? Și e treaba cu semnătura artistului. Știți la ce mă refer? Adică eu am făcut schița asta, am făcut un oval și nu e marcă înregistrată, că nu eu am inventat ovalul. Dar acum îl desenez sau îl ornamentez cum vreau eu. Asta înseamnă parfumerie middle Easter. da? Iar marj, ieri s-a schimbat. Nu știu, când va fi momentul să-i fac o recenzie acestui parfum, cred că va fi un videoclip de 40 de minute atunci, pentru că este într-o continuă schimbare. Nu este acel parfum de zi cu zi, decât dacă sunteți o fire mai extravagantă, indiferent că sunteți domn sau doamnă, pentru că da, este unisex. Îl văd ca pe o aromă de ocazie specială, pentru ocazii speciale, este dulceag, este floral, fructat, puternic, middle eastern, însă extrem, extrem de senzual. Are ceva acolo ce... Genul acela de aromă, cum spun eu, narcotică, da? Creează dependență, vrei să o resimți în continuare și cu siguranță, dacă purtați margi, nu o să miroasă nimeni ca voi, garantat revenind la notă, nu pot să acord 100 din 10, dar și eu intru în rândul youtuberilor ce susțin că, bine, eu nu sunt youtuberita că eu sunt mică, ce susțin că marș este bijuteria casei Ahmed al Magribi. Am vorbit deja o oră, deci oricum nu mai am timp pentru mostre care sunt 5 la număr dar promit, promit că voi reveni în alt clip video. Am băut și toată apa și să revin pe repede înainte cu ultimele, da, cu părerea după ce s-a așezat parfumul. Da. Sucar banat, floral, fructat, dulceag. Acum se resimte mult, mult mai bine moscul. Bine, cât pot eu să resimt în momentul de față? Pentru că tot ce am în nas este marș. Da. Dar. Este pe aceeași zonă, doar că în momentul de față s-a mai domolit partea aceea zemoasă, însă a rămas acea aromă mainstream, acea aromă de designer, floral, fructat, dulceagă, potrivită de zi cu zi, în orice anotimp, în orice sezon și inclusiv parfum semnătură. Esența, da, esența, acum după ce s-a așezat. mi se pare o idee mai suculentă în continuare decât uh, varianta de parfum. Uh, Mask Tahara, știu că l-am aici. Hai! Bun, a, și am uitat să vă spun. Chiar dacă el... Da... Chiar dacă el are consistența aceea de miere, miere zaharisită, pielea dumneavoastră nu rămâne lipicioasă da? Deci nu rămâne. Dar da, este eternul feminin într-o sticluță, ca să fiu și poiată, da? Chiar este divin. Duha, ia să vedem, parcă l-am dat aici. Da. Vai, cât de Duhap, acum s-a așezat oarecum fresh, dulceag, e nebunie. Resimt abia, abia acum cea mai fină atingere de piele, da? de notă de piele. Însă, din nou, este atât de bine blenduit încât nu pot da seama dacă este piele normală sau piele întoarsă. Dar este superb, superb. Categoric genul de parfum all season, în orice moment, parfum semnătură. Da. Am uh, multe recenzii pentru 2024. French Coffee de la Al Hub. Unde l-am dat aici? Da. O. Oh. Da. Um. Cafeaua este acolo și țipă că este acolo. Deci, dacă, doar dacă îți place foarte mult cafeaua, da, trebuie să-l ai. Nu este, din nou, și acum, după ce s-a așezat, și acum, la, după dry-down-ul final, nu este nici Eternal Coffee de la Paris Corner, nu este nici Coffee Edict de la Teodoros Scalotinis, nu este nici. Um, Your drugged, că abia acum mi-am reamintit, de la Paris Corner. Nu este nici Hamrakawa. Este cafeaua aceea dulce, dar nu extrem de dulce, cremoasă, dar nu extrem de cremoasă și este foarte foarte natural redată. Foarte natural redată. Și Marș, să revenim la marș. Da? Mai beau și ultima gură de apă. Doamne ce e aici. Nu. Total unisex. Um, deci, pe scurt, marș, concluzie. Concluzie după primul nas, da? Că revine. În multe videoclipuri o să vedeți marș. Total unisex. Nu este safe blind by sub nicio formă. Trebuie să ai nas antrenat ca să-l poți aprecia la adevărata sa valoare. Este parfum de fițoși. Da? All season, în opinia mea. Și, da, din nou, gata, nose blind. Este, într-adevăr, atomic. Este nebunie. Deci, parfumul acesta este nebunie. Un minut, un minut, o oră și opt minute. Dacă ați reușit să rămâneți alături de mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Eu, când filmez acest videoclip, suntem în data de 27 decembrie. Vedem dacă mă descurc să-l editez și să-l vedeți tot astăzi. Nu știu dacă voi mai reveni. Cu un clip video este ceva, dar este cu semnul întrebării că nu știu când ajunge în România, dar dar în caz că acesta va fi ultimul clip video de videoclip de pe anul 2023 țin să vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine uh, în aceste 8 luni de YouTube, dacă nu mă înșel. Da, am 8 luni de YouTube, am ajuns deja în 8 luni la un număr impresionant de abonați, nu pot decât să vă mulțumesc vou, nu pot decât să vă spun că m-ați emoționat de foarte multe ori până la lacrimi, începând cu anumite mesaje, anumite, de fapt, toate cadourile ce le-am primit din partea voastră. Toată susținerea voastră, toată căldura voastră sufletească ce mi-ați oferit-o, sunteți familia mea virtuală. Vă mulțumesc din suflet încă o dată și, în caz că nu ne vom revedea până la sfârșitul anului, vreau să vă urez un 2024 mult mai bun decât anul acesta. În primul rând, sănătate. Da? Pentru că dacă veți avea sănătate, veți putea face absolut orice. Exact așa cum voi îmi spuneți mie, nu Roji, nu te lăsa, tu poți. Acum a venit momentul să vă spun eu, vouă. puteți orice dacă aveți sănătate. Sănătate, multă, multă energie pozitivă să adunați în jurul vostru și să vă încărcați voi cu multă energie pozitivă. Și... Multe parfumuri asta oricum. Toți care suntem aici că de aia suntem aici, avem o problemă cu parfumurile. Să rămână mult pentru absolut tot ce mi-ați oferit până acum, iar eu la rândul meu vă promit că în 2024 voi munci mai mult, voi munci mai mult um, și vă promit că voi imține, voi îmi ține îmi voi menține linia aceasta pe care, pe care, sunt în momentul de față. Să rămână din suflet, vă îmbrățișez și vă doresc până data viitoare toate cele bune. V-am pupat! Zvonima